Mulțumim Domnului, asta este atitudinea care trebuie să o avem, atitudinea corectă. Mulțumim Domnului pentru cele care ne-au dat viață, pentru uh, mamele noastre. E adevărat, suntem recunoscători și binecuvântăm numele Domnului pentru părinții noștri. Și scriptura vorbește foarte mult despre respectul pe care trebuie să-l dăm și vreau în această dimineață să punctez înaintea dumneavoastră câteva uh, aspecte legate de atitudinea pe care trebuie să o uh, dezvoltăm în relația dintre noi și părinții noștri cu, bineînțeles, cu accentul căzând pe atitudinea vis-a-vis -vis de mamele noastre, dar vreau să citesc un cuvânt al Domnului. Un împărați, capitolul 3, începând cu versetul 16, e un cuvânt la care m-am gândit în ultima vreme, îl pregătisem pentru o slujbă de binecuvântare, dar tot o binecuvântare este și în această dimineață, binecuvântăm numele Domnului pentru toate mamele din Filadelfia. Un împăraț, capitolul 3. Atunci au venit două femei la împărat și s-au înfățișat înaintea lui. Una din femei a zis, Rogu-mă, domnul meu, eu și femeia aceasta locuiam în aceeași casă și am născut lângă ea în casă. După trei zile, femeia aceasta a născut și ea. Locuiam împreună, niciun străin nu era cu noi în casă, nu eram decât noi amândouă. Peste noapte, Fiul acestei femei a murit pentru că se culcase peste el. Ea s-a sculat pe la mijlocul nopții, a luat pe fiul meu de lângă mine pe când dormea roaba ta și l-a culcat la sânul ei, iar pe fiul ei care murise l-a culcat la sânul meu. Dimineața m-am sculat să dau piept copilului și iată că era mort. M-am uitat cu luarea minte la el dimineața și iată că nu era fiul meu pe care îl născuse. Cealaltă femeie a zis, ba nu! Fiul meu este cel viu iar fiul tău este cel mort Dar cea din tâi a răspuns Ba nici de cum Fiul tău este cel mort iar fiul meu este cel viu Așa au vorbit ele înaintea împăratului Împăratul a zis Una zice fiul meu este cel viu iar, cealalt, iar fiul tău este cel mort Și cealaltă zice Ba nici de cum Fiul tău este cel mort iar fiul meu este cel viu Apoi a adăugat Aduceți-mi o sabie Au adus o sabie înaintea împăratului și împăratul a zis, tăiați în două copilul cel viu și dați o jumătate uneia și o jumătate celelalte. Atunci, femeia al cărui copil era viu a simțit că îi se rupe inima pentru copil și a zis împăratului, Ah, domnul meu, dă mai bine ei copilul cel viu și nu-l omoră. Dar cealalt a zis, să nu fie nici al meu, nici al tău, tăiați-l. Și împăratul, luând cuvântul, a zis, dați celei din tâi copilul cel viu și nu-l omorți. Ea este mama lui. Tot Israelul a auzit de hotărârea pe care o stise împăratul și s-au temut de împărat, căci au văzut că înțelepciunea lui Dumnezeu era în el, povățuindu-l în judecățile lui. Amin. Frați și surori, un text, un cuvânt cu totul și cu totul deosebit. Dacă încadrez textul acesta din unul împărați din capitolul 3 în contextul relatării scripturii și în mod deosebit în contextul acesta al cărții unul împărați, este clar că ceea ce vrea să scoată în evidență cuvântul lui Dumnezeu este capacitatea și înțelepciunea pe care împăratul Solomon a avut-o în a gestiona situații, în a rezolva anumite situații și a da un verdict corect Uitați-vă, vă rog frumos, și ne spune cuvântul Domnului în contextul acesta, versetul 28 pe care l-am citit, tot Israelul a auzit și s-au temut pentru că au văzut că înțelepciunea lui Dumnezeu era în el și scopul cu care Duhul Sfânt l-a inspirat pe scriitor să scrie această carte și să introducă în unul împărat în cartea aceasta acest moment al judecății pe care l-a făcut Solomon, era tocmai acesta să scoată în evidență această înțelepciune înțelepciune și capacitate. Solomon se roagă pentru înțelepciune, primește înțelepciune și înțelepciunea aceasta s-a văzut în felul în care a rezolvat o situație foarte delicată. Ascultați vă rog ce spune tot cartea un împărat în capitolul 4, începând cu versetul 29. Dumnezeu a dat lui Solomon înțelepciune foarte mare, pricepere și cunoștințe, multe ca nisipul de pe țărmul mării. Înțelepciunea lui Solomon întrecea înțelepciunea tuturor fiilor răsăritului și toată înțelepciunea egiptenilor. El era mai înțelept decât orice om, mai mult decât Etan, Ezrahitul, mai mult decât Heman, Calcol și Darda fiului Mahol. Și faima lui se răspândise printre toate neamurile din prejur. A rostit 3000 de pilde și a alcătuit cinci cântări, a vorbit despre copaci, despre copaci de la cedru din Limban până la isopul care crește pe zid, a vorbit de asemenea despre dobitoace, despre păsări, despre târătoare și despre pești. Veneau oameni din toate popoarele să asculte înțelepciunea lui Solomon din partea tuturor împăraților pământului care auziseră vorbindu-se de înțelepciunea lui. O înțelepciune cu totul și cu totul deosebită, dacă vă uitați și în canonul Scripturii, veți vedea că Solomon are trei cărți canonice în Vechiul Testament, Cartea Cântarea Cântărilor, Cartea Proverbele sau Pildele lui Solomon și Cartea Eclesiastului. Toate trei de o profunzime deosebită și toate trei inspirate de Duhul Sfânt. Dar, dragii mei, în dimineața aceasta nu mi-am propus să vorbesc de Solomon și înțelepciunea lui Solomon. Să știți că înțelepciunea lui Solomon, în contextul acestei relatări, acestui pasaj, s-a bazat în mod deosebit, a intuit ceea ce înseamnă, de fapt, o adevărată mamă. Vedeți, a avut acea judecată și și-a dat seama că există un instinct matern cu totul și cu totul deosebit. Adevărata mamă iubește viața. Adevărata mamă se sacrifică, se luptă. Și dacă vă veți uita în contextul acestui pasaj, în relatarea aceasta, în doar câteva versete, vom găsi cel puțin patru caracteristici, patru coordonate pe care Scriptura le prezintă în dreptul unei mame, după tiparul lui Dumnezeu. Acum, înainte de a le extrage, înainte de a le puncta înaintea dumneavoastră, vreau să avem așa o privire de ansamblu vis-a-vis -vis de subiectul acesta. Suntem într-o zi în care mulțumim Domnului pentru mamele noastre, îi îndemn pe tinerii bisericii noastre, îndemn copiii bisericii noastre, îi îndemn și pe cei care sunteți mai în vârstă și aveți părinți. Dimineața când am venit la biserică, ne-am întâlnit înainte de a intra în lăcașul de cul, m am întâlnit cu, cu Viorel, l-am întrebat cum mai este, am început să intrăm într-o discuție și mi-a spus de mama lui. Și am văzut că spune cu durere așa în sufletul lui Faptul că mama îi acolo departe, e bolnavă A trecut prin niște probleme de sănătate Și l-am întrebat ce vârstă are Și atât de frumos și cu atâta respect a spus 87 de ani Și îi spun, este aici lângă mine Viorel Îi spun, deocamdată este copil Câtă vreme îți trăiesc părinții Indiferent de vârsta pe care o ai Indiferent de etatea pe care o ai Câtă vreme îți trăiesc părinții Tu ești copil Poți să ai 50 sau 60 de ani și mama 80 sau 90 de ani. Și când te vei duce acasă, ea va zice în continuare: Bine ai venit, fiule, bine ai venit, fică, acasă la mine. De aceea e atât de important să înțelegem. Scriptura vorbește mult despre atitudinea pe care trebuie să o dezvoltăm, despre respectul pe care, într-o lume în care nu mai este respect, într-o lume în care nu mai există valori. E atât de important să rămânem în tiparul Scripturii, în valorile lui Dumnezeu. Știți cum este caracterizată lumea în care noi trăim astăzi? Permiteți-mi să vă citesc, sunt două liste. Una este în Romani, în capitolul 1, iar cealaltă listă este în 2 Timotei, în capitolul 3. Și uitați-vă, vă rog frumos, în ambele liste sunt câteva sublinieri. Fiindcă n-au căutat, vă citesc Romani 1 de la 28. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor blestemate să facă lucruri neîngăduite. Și printre lucrurile neîngăduite, frașii și surori, uitați-vă, spune aici cuvântul lui Dumnezeu, versetul 30. Bârfitori, uritori de Dumnezeu, obrazni, niștrufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără respect față de părinți fără respect față de mamă și față de tată. 2 Timotei, capitolul 3, începând cu versetul 1, iarăși o listă. Vremurile, să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Oamenii vor fi, iar una dintre caracteristicile care sunt versetul 2, oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trupași, hulitori, neascultători de părinți. Ei, în contextul acesta... În care nu mai există valori, în contextul în care nu mai există respect, noi vrem să vorbim despre atitudinea pe care trebuie să o avem, pe de-o parte, față de părinții noștri, dar în mod special în această dimineață, atitudinea pe care trebuie să o avem față de cele care ne-au dat viață față de mamele noastre. Prima mamă menționată în Scriptură este Eva și vă citesc din cartea Geneza, din capitolul 3, versetul 20. Adam a pus nevestei sale numele Eva, Eva înseamnă viață, de ce? Că cea a fost mama tuturor celor vii. Prima oară când apare expresia mamă în Scriptură, și prima mamă din scriptură este Eva, adică viață și caracteristica definitorie. Vedeți? Mama de aici, din unul îmbălați, iubea viața copilului și a zis, nu vreau să moară. Lasă-l în viață, dă-i ei, mă voi bucura în continuare știind că este viu. Pentru că de aici pleacă și imaginea aceasta a unei mame care dorește viața și are capacitatea prin creație să dea viață. Apoi mă uit în scriptură, am să doar să menționez înaintea noastră Sara, mama lui Isaac, Rebecca, mama lui Iacov și Esau. Rahela și Leia. O, este în Rut, în capitolul 4, o afirmație cu totul și cu totul deosebită despre aceste două femei, despre Rahela și despre Leia. Și permiteți-mi să vă citesc din Rut, o carte care este inclusă între cărțile judecătorilor, Rut, capitolul 4, versetul 11, ca o binecuvântare, spune așa, Rut 4 cu 11, tot poporul care era la poartă și bătrânii au zis, suntem martori. Domnul să facă pe femeia care intră în casa ta, era vorba de Rut și de Boaz, Domnul să facă pe femeia care intră în casa ta, ca Rahela și Calea, care amândouă au zidit casa lui Israel, considerate mamele poporului Israel. Arată-ți puterea în Efrata și fă-ți un nume în Betlehem. Iată, Rahela și Leia au format, am putea spune, poporul lui Dumnezeu, poporul Israel. Apoi, Sefora, mama lui Moise, Ana, mama lui Samuel, vin în Noul Testament, nu că am încheiat Vechiul Testament, dar doar câteva exemple, Maria, mama Domnului nostru Isus Hristos, apoi mă duc un pic mai departe în epistole, Lois, mama lui Eunice. Dar cine a fost Eunice? Eunice, mama lui Timotei. Vedeți? Iată că scriptura scoate în evidență, dragii mei, și prezintă un șir de mame cu un rol deosebit. De aceea, ni se spune, respectul e foarte important, atitudinea este foarte importantă, pentru că mamele joacă un rol special în viața copiilor lor. Mamele joacă un rol special. M-am uitat acum când mă pregăteam pentru subiectul acesta, pentru mesajul acesta, m-am uitat la. Cartea Proverbele. În Cartea Proverbe avem foarte multe sublinieri legate de mamă. În Proverbe 30, 31 cu 1, vă rog ascultați, zice așa... Cuvintele împăratului Lemuel. Dar cuvintele împăratului Lemuel sunt cuvinte inspirate de Duhul Sfânt. Dar zice aici, învățătura pe care i-o dădea mama sa. Și mama sa era inspirată. Dar Duhul Sfânt a implementat cuvintele acestea ale mamei, dându-le o valoare... Cu totul și cu totul deosebite, consemnate fiind în continuare în ceea ce privește canonul Vechiului Testament. Iată că mamele joacă și vreau să credem lucrul acesta, un rol cu totul și cu totul deosebit în viața copiilor. De ce? Pentru că o mamă poate influența prezentul, viitorul și merg un pic mai departe. Poate influența chiar veșnicia copiilor. Vă rog, rețineți. Și acum mă adresez mamelor. O mamă poate influența prezentul, poate influența viitorul și poate influența în contextul nostru al unei perspective, se vorbea aici despre speranță, în contextul unei perspective a veșniciei împreună cu Domnul Isus Hristos. O mamă influențează chiar veșnicia unui copil. O mamă poate să aibă o atitudine pozitivă sau chiar și negativă. Haideți să încep cu partea negativă și apoi să ne uităm la o atitudine pozitivă. Uitați-vă rău frumos la Irodiada, o mamă. Fata ei, Salomea, a respectat-o foarte mult, pentru că în momentul în care împăratul Irod a zis uh, uh, cerem ce vrei să-ți dau și îți voi da chiar jumate din împărăție, ar fi putut să ia o decizie de una singură, să zică, o, jumate din împărăție, nici nu trebuie altceva, dăm jumate de împărăție. Dar pentru că avea respect față de mamă, s-a dus la maică-sa și i-a cerut sfatul. Și mama, E dat următorul sfat. Matei, capitolul 14, versetul 8. Îndemnată, spunea scriptura, de mama sa. Deci, îndemnată, sfătuită, îndemnată de mama sa, i-a zis: Dăm aici, într-o farfurie, capul lui Ian Botezătorul. Flași și surori, Salomeia rămâne în istoria omenirii ca fata influențată de mamă care cere capul lui Ian Botezătorul și atât. Despre ea, istoria nu consemnează nimic altceva și are un sfârșit lamentabil. Dar, în același timp, există mame care, în atitudinea lor, au influențat într-un sens pozitiv, într-o direcție pozitivă. Uitați-vă, vă rog frumos, și tot în Evanghelia după Matei, în capitolul 20. Mama fiilor lui Zebedei. Vă citesc Matei 20, 20 și 21. Atunci, spune Scriptura, mama fiilor lui Zebedei s-a apropiat de Isus împreună cu fiii ei și i s-a închinat. Vrând să-i facă o cerere, el a întrebat-o ce vrei? Poruncește, i-a zis ea, ca în împărăția ta, vă mă rog rețineți, în împărăția ta, chiar dacă poate în mintea acestei femei, a mamei fiilor lui Zebedei, Ioan și Iacov, împărăția era într-o altă dimensiune. Poate că vorbim de împărății diferite. Dar eu iau această afirmație pe care o face această femeie la nivelul pe care ea îl înțelegea atunci. Ea a venit și a zis, vreau ca acești doi copii ai mei să fie în împărăție. N-a făcut diferență între copii? N-a zis unul la dreapta, altul la stânga și așa mai departe, pe care să-l pună pe Ioan sau pe Iacov? A zis, unul la dreapta și unul la stânga, pentru că vreau să fie aproape de tine. Dar vreau să fie în împărăție. Știți ce este interesant? Dacă veți uita în textul paralel din Evanghelia după Marcu, în capitolul 10, Evanghelistul Marcu relatează în felul următor, versetul 35, Marcu 10 cu 35. Fiii lui Zebedei, Iacov și Ioan, au venit la Isus și au zis, ce vreți să vă fac? Vreau să ședem unul la dreapta și altul la stânga când vei fi îmbrăcat în slava ta. Dar totuși știți de unde a plecat? De la mama lor. Mama a venit și a zis Ian și Iacov, doi copii, nu numai prezentul, nu numai viitorul, ci vreau și veșnicia să le influențeze prin atitudinea pe care o am. De aceea, în dimineața zilei de astăzi, Mother's Day, nu vreau doar să vă binecuvântăm prin rostirea unei binecuvântări, ci vrem să vă mulțumim pentru tot ceea ce înseamnă și rolul pe care l-ați jucat, influența pe care ați exercitat-o. Eu sunt convins că suntem unde suntem cei mai mulți dintre noi, datorită faptului că părinții noștri, dar în special mamele, care sunt mai aproape parcă de, de copii, în felul lor de a fi, mamele sunt acelea care au influențat și au determinat un prezent, un viitor și cu siguranță și veșnicia. Știți ce este interesant? În momentul în care Dumnezeu își: descoperă anumite atribute ale sale. Atribute, acțiuni și gesturi sunt momente în care le compară cu o mamă. E adevărat, sunt momente în care compară cu un tată și spune cum se îndură un tată de copiii lui, așa se îndură Domnul de cei ce se tem de el. Dar Dumnezeu este nepărtinitor, este echidistant. El nu vine și ridică, eu știu, o statuie doar taților și spune tații. Domnul Iisus spunea: Dacă voi care sunteți răi, cu cât mai mult, tatăl vostru cel din ceruri, da? Deci, vorbea deja la modul general: părinții știu să facă daruri bune. E adevărat că Scriptura vorbește mult despre ce înseamnă un tată, dar vă spuneam că Dumnezeu este acela care are în vedere și această comparație cu mama. Isaia 49 cu 15 și apoi Isaia 66 cu 13. Isaia 49 cu 15 Poate o femeie, o mamă Să uite copilul pe care l-a Și să naibă aibă milă de rodul pântecelui ei? Pentru că între mamă și între copil Se creează o legătură cu totul și cu totul deosebită Chiar înainte de naștere Dar după naștere deja lucrurile capătă alte valențe Noi dimensiuni E în brațele mamei în protecția pe care mama le -o oferă, la pieptul mamei, cu glasul ei, ușor mă legăna, spune una din cântările pe care le-am învățat încă de la grădiniță în România sau la școala primară când am fost. Poate o mamă să-și uite copilul pe care îl alăptează și să n-aibă milă de rodul pântecelui ei? Dar chiar dacă vine și spune Scriptura, chiar dacă l-ar uita, totuși eu nu te voi uita cu niciun chip. Isaia 66 cu 13. Cum mângâie pe cineva mama sa. Nu e așa că în anumite situații, ceea ce ne trebuie cel mai mult este un cuvânt din partea mamei. Eu îi văd și pe băieții noștri care sunt mari. Și sunt momente în care preferă să stea de vorbă și să primească din partea mamei mai degrabă o mângâiere, un cuvânt, un sfat. Poate că tații sunt uneori mai repeziți. Viața aceasta, tumultul acesta, și poate n-au răbdarea și tactul uneori pe care o mamă în dragostea și în căldura ei o are. De aceea, de foarte multe ori, mângâierea de care au nevoie e mângâierea care vine de la mamă. Cum mângâie pe cineva mama sa, așa vă voi mângâia eu, da, veți fi mângâiați, spune Dumnezeu în Ierusalim. Frașii și surori, sunt pasaje, sunt versete din scriptură, care scot în evidență punctul de vedere al lui Dumnezeu vis-a-vis -vis de părinți, vis-a-vis -vis de mame. Nu e un subiect izolat, nu este un subiect care nu este abordat, care nu este prezentat, ci din potrivă. Sunt atâtea și atâtea, prin faptul că avem aceste exemple de mame în scriptură, mame care în atitudinea pe care au avut-o, unele au dat sfaturi bune, altele au mai greșit în ceea ce au făcut. Dar probabil că dincolo de ceea ce noi numim greșeală, să fie poate ceva ce noi nu înțelegem. Mă gândesc uneori la atitudinea pe care a, a, a avut-o Rebecca față de Iacov și față de Esau, de felul în care i a sfătuit pe unul și pe altul să fure bine cuvântarea. Dar dincolo de toate, se pare că era totuși un plan al lui Dumnezeu. De aceea, noi judecăm de foarte multe ori din prisma gândirii noastre limitate, neavând poate perspectiva profetică pe care Dumnezeu o avea. De aceea. Faptul că Scriptura vorbește, abordează, transmite, sunt pasaje, sunt exemple, sunt personaje, ne permitem și noi să ne uităm în Scriptură și să extragem învățătură. Revin la textul nostru, textul din această dimineață, din un împărați, din capitolul 3, concluzia la care ajunge Solomon după ce stă și analizează, le ascultă pe cele două mame și judecă lucrurile cu înțelepciunea pe care Dumnezeu i-a dat -o concluzia, este următoarea. Ea este mama lui. Am identificat în textul nostru și m-am uitat, bineînțeles, și în câteva texte paralele, patru caracteristici ale unei mame. Patru caracteristici. În primul și în primul rând, o mamă cunoaște și cunoaște bine, să știți. Poate cunoaște uneori mai bine decât cunoaște un tată. Ascultați-vă rog ce spune aici versetul 21, zice așa. Dimineața m-am sculat să dau piept copilului. Copilul era mort. M-am uitat cu luarea minte la el. Știți că între doi copii mici, erau trei zile, spune Scriptura, nu sunt deosebiri. Aproape că seamănă. Mă uit uneori la, la, la pozele cu Sara când era mică și îmi trimite, eu știu, mă uit la câteva poze și am impresia că e Rachel. Îi spun din start, o, oh, Rachel, nu e adevărat, e Sara. Atât de bine semănau, dar dintr-o dată, când cresc, bineînțeles, deja încep să capete alte uh, trăsături fizionomice și se schimbă lucrurile. Dar între copiii mici, foarte greu îi deosebești. Foarte greu îi deosebești. Ei, știți ce îmi place aici femeia aceasta? E adevărat, Scriptura spune și am sărit din dorința unei citiri elegante înaintea noastră. Am sărit peste expresia aceea. Erau niște femei de moravul ușoare. Și totuși femeia aceasta, se identifica efectiv cu problema aceea. Își cunoștea copilul. N-a făcut nicio greșeală. Spune aici, m-am uitat cu băgare de seamă, cu luarea minte. Și iată că nu era fiul meu. Dragii mei, vreau să înțelegem un lucru: că o mamă cunoaște foarte bine problemele și nevoile unui copil. Uneori nici nu trebuie să spună copilul nimic pentru că o mamă, în structura ei, în fibra ei se uită doar la copil și deja știe care probleme. Din privire, nu trebuie să zică copilul nimic. Pentru că cred că Dumnezeu le-a înzestrat cu această capacitate. Cred că Dumnezeu a investit în mame felul acesta de a fi, de a înțelege, de a cunoaște, de a identifica problema respectivă. Îmi place afirmația aceasta pe care o face aici, sub inspirația Duhului Sfânt. O mamă cunoaște. Cunoaște problemele, Cunoaște nevoile, cunoaște așteptările, cunoaște înfrângerile, cunoaște, eu știu, succesele, cunoaște. E parte activă în tot ceea ce înseamnă viața unui copil. Apoi, o mamă suferă, suferă împreună cu copilul. O mamă empatizează, dacă e să folosesc undeva expresia empatizare. Atunci, cel mai corect expresie aceasta este în relația dintre mamă și copil. Merg între părinți și copii, dar special mamele empatizează până acolo încât se identifică cu problema. Vă aduc aminte de acea mamă de origine sirofeniciană, femeia cananită. În momentul în care a știut că trece Domnul Isus prin părțile Tirului și Sidonului, femeia aceasta cananită s-a dus și a zis. Ai milă de mine. Dar să vă spun ceva. Problema nu era a ei în sensul de problemă directă. Problema era a ei. Pentru că ne spune Scriptura mai departe, Fica mea este muncită rău de un drac. Dar atunci când este o problemă în viața unui copil, prima care se identifică cu problema aceea este mama. Și ea nu spune, putea să spună direct, Doamne ai milă de fica mea, e muncită de un drac. Nu! Ea vine și spune, problema fiicei mele este și problema mea. Pentru că o mamă suferă împreună cu copilul. Vreau să vă spun, dragii mei, tineri, copii care mă ascultați în dimineața aceasta, cei care veți asculta poate mesajul sau întreg serviciul divin din această dimineață, vreau să înțelegeți un lucru. Nimeni nu vă înțelege mai bine ca și mama, ca și părinții voștri. Nimeni nu se identifică mai bine cu problema pe care voi aveți ca și părinții voștri și în special mamele. Când plânge copilul, plânge și mama. Chiar dacă copilul nu o vede, mama e undeva acolo, unde stă și plânge special și se roagă. E atât de important să înțelegem aspectul acesta. În primul rând, o mamă cunoaște, cunoaște problemele, cunoaște nevoile, cunoaște stările, cunoaște situațiile, cunoaște tot. O mamă suferă, se identifică cu problema pe care copilul o are. O mamă luptă pentru copil. Femeia aceasta s-a dus să se lupte pentru copilul ei. A fost o luptătoare. Femeia de obânșesină feniciană a fost o luptătoare și, în mod deosebit, arma cu care o mamă luptă este arma rugăciunii. Arma cu care o mamă luptă este arma rugăciunii. Când mor părinții, când moare mama și nu mai este, i-am auzit pe mulți care au spus, i-au plecat părinții mi-a plecat cel mai mare suport în rugăciune. Și erau oameni la casele lor, maturi deja, dar au știut că în spatele lor există cineva care se luptă pentru ei și se luptă în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, până când vede izbăvire și când vine rezolvarea problemei, poate prima care sună, până m-am rugat special lui Dumnezeu pentru tine. O, ce împărbătare, ce întărire vine în momentul acela în care știi că pe baricade cineva este în permanență, dacă trebuie poate zi și noapte. Și se roagă special, uitați-vă la femeia aceasta, spunea, de o bârșie sirofeniciană în lupta pe care o are în rugăciune. Spune în felul următor, zice, s-a apropiat, s-a rugat, nu. apoi zice, s-a rugat stăruitor, domnul o respinge, iar a venit, iar s-a închinat. Până la urmă a obținut, pentru că rugăciunea este arma puternică, care sensibilizează în final, care deschide cerul și care aduce... Și transformare și schimbare. O mamă cunoaște, o mamă suferă până la identificare, o mamă se luptă până vede rezolvată problema. Mi-aduc aminte și acum, și cred că am mai spus lucrul acesta înaintea dumneavoastră, am fost la un serviciu de evangelizare undeva în județul Arad, la vreo 50-60 de kilometri de Arad. Era o bisericuță mică în două camere, era amenajată, nici amvon n-avea, avea o măsuță și era tixită, era arhiplină, pentru că oamenii la țară iubesc evanghelizarea, săptămâna aceasta specială, lasă lucru, lasă tot și vin la, 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 slujbă, vin la biserică. Și... Eu am fost joi la evangelizarea aceea și țin minte lucrul acesta pentru că are relevanță și ziua de joi. Am predicat, am fost cu un grup de tineri de la noi de la Biserica din Bujac, s-a terminat serviciul, s-a eliberat biserica, ceea cele două camere improvizate ca și biserică și am rămas cu gazdele, cu organizatorii evanghelizării, cu tinerii care m-au însoțit la evanghelizarea aceasta și am rămas să servim uh, masă, inviturile care se pregăteau la uh, seara aceea specială de evanghelizare. Uh, ce am omis să spun este că aproape de mine, în momentul în care am început să predic aproape și în momentul în care am început de fapt tot serviciul divin, era un bărbat pe care eu l-am estimat undeva la aproximativ 50 de ani. Din momentul în care a început serviciul divin, omul acesta a început să plângă. Se vedea pe el că plânge. În momentul în care am început predica, Omul acesta nu numai că plângea, deja avea așa un plâns destul de zgomotos, deranjant chiar. La un moment dat chiar nici nu știam ce să fac, să mă opresc din predică, nici nu știam cum să acționez. Am continuat predica și s-a finalizat. După ce am stat la masă, conducătorul bisericii, fratele a venit la mine și mi-a zis în felul frate Gabi, l-ai văzut pe bărbatul care stătea în fața, în fața ta? Și zic da. Zice, omul acesta, de când a început evangelizarea de duminică, în fiecare seară este aici, astăzi este joi, în fiecare seară este aici. Și de când a început serviciul divin, nu face nimic altceva decât să plângă. Dar zic, dar ce cu el? Ce s-a întâmplat? A plâns duminică, a plâns luni, a plâns marți, a plâns miercuri, a plâns joi când ați fost dumneavoastră. Zice, frate Gabi, omul acesta are 50 de ani. Până la vârsta de 20 de ani a fost în biserică. A crescut în biserică, în bisericuța aceasta noastră, aici cu frații care au fost așa cum am putut noi, până la 20 de ani. La 20 de ani a părăsit biserica și a plecat. În biserica noastră a rămas mama lui. Și mama lui, fie că era marți rugăciune, fie că era joi programul bisericii, fie că era duminică dimineață, duminică seara, la timpul de rugăciune, se ridica și spunea, rugați-vă împreună cu mine pentru băiatul meu. Anul trecut a murit mama și a fost serviciul de mormântare. A venit și el la serviciul de mormântare, a ascultat Evanghelia, cuvântul Domnului care este viu și lucrător, plin de putere, și omul acesta, după ce s-a terminat toate uh, servicii, tot serviciul și absolut tot uh, ceea ce a însemnat uh, uh, înhumarea, înmormântarea, a venit la conducător și a spus când aveți evangelizare și a spus când va fi evangelizare. De atunci încolo a venit. Și când ai stat de vorbă cu el, a spus în felul următor. Sunt convins că cei 30 de ani, vă rog rețineți, n-a fost un an, n-a fost doi, n-au fost trei. 30 de ani de rugăciune! Cei 30 de ani de rugăciune și Dumnezeu n-a rămas sensibil, insensibil. Și Dumnezeu a fost sensibilizat. Poate din primul an a fost sensibilizat. Dar o mamă se luptă în rugăciune pentru că vrea și crede că Dumnezeu mai devreme sau mai târziu îi aduce copilul, îi aduce rezolvarea situației și transformă în tristarea, într-o bucurie. Asta am identificat în Scriptură caracteristica definitorie la ceea ce înseamnă o mamă. O mamă care cunoaște, o mamă care suferă, o mamă care se luptă până la epuizarea ei, doar să vadă că e problema rezolvată în viața copiilor. Ăștia sunt părinții voștri. Ăștia sunt, ăștia sunt mamele voastre, ăștia sunt tații voștri care se luptă și se roagă special pentru voi, până vă vor vedea în împărăția lui Dumnezeu. Nu se mulțumesc că sunteți doar în biserică, pentru că așa asta lumea se poate părăsi. Și vor să vă vadă că sunteți în Împărăția la Dumnezeu. Omul despre care v-am vorbit nu s-a mai întâlnit cu mama lui, dar se va întâlni cu ea în Împărăție. Nu s-a mai întâlnit la botez, dar de undeva dintr-un colț, cu siguranță, pentru că suntem înconjurați de un nor mare de martori. Dintr-un colț, cu siguranță, mama privea spre locul botezului când s-a botezat fiul ei. Și a rămas în biserică și în biserică și astăzi, cel puțin când eu mai mergeam la satul acela la evanghelizare, el era acolo, și m-am adus aminte cu plăcere ori de câte ori îl vedeam, m-am adus aminte și nu mă mai deranja plânsul lui, putea să plângă pentru că am înțeles că a fost o luptă și câștigată lupta aceasta și încă un gând. O mamă este gata de sacrificiu. Pe lucrul acesta să știți că s-a bazat Solomon, în mod deosebit. Pe aspectul acesta, o mamă este gata să renunțe la ea și la drepturile ei, la privilegiile ei. Asta înseamnă mama adevărată. De aceea nu suntem de acord cu avortul, de aceea nu vom îmbrățișa niciodată nebunia aceasta. Pentru că femei care renunță la copiilor ca să-și păstreze ele felul lor de a fi nou, o mamă se sacrifică. O mamă renunță la ea, renunță la privilegiile ei. Renunță. Uitați-vă la femeia aceasta. În momentul în care Solomon, a zis, îl tai în două. Știți ce a zis? Versetul 26. Atunci femeia al cărui copil era viu, a simțit că îi se rupe inima pentru copil și a zis Împăratului: Ah, Domnul meu! Dă-i mai bine ei copilul cel viu, nu-l omorâ. Dă-i copilul să rămână viu, să rămână în continuare. Gata de sacrificiu! Pentru de dragul copilului! Renunță la ea! La dreptul de a-l strânge în brațe, la dreptul de a-i da piept! Doar să știe că este în viață. Dumnezeu să vă binecuvânteze!